în fața Ta, Doamne, Iisuse Hristoase, Mântuitorul lumii și Stăpânul vieții mele, îngenunchez cu inima frântă și umilită. Mă rog către Tine, cu lacrimi în ochi și cu Duhul înălțat către cerurile Tale înalte. Ascultă-mi cuvintele și adu-ți mila Ta peste mine, păcătosul și nevrednicul rob al Tău. Îmi simt slăbiciunea și golul lăuntric, iar furtuna vieții mă izbește cu putere. Prin această rugăciune, Doamne, caut alinare și mângâiere de la Tine. Te caut pe Tine cu cutezanță, pentru că vreau să vă schimb. Pentru aceasta, Hristoase al meu, îți făgăduiesc că voi rosti această rugăciune timp de 40 de zile, ca semn al întoarcerii mele către Tine. Iisuse, doctorul cel înțelept al sufletelor noastre și cel ce ne cercetează toate cele dinăuntru nostru și cele din afara noastră, coboară-Te cu mila Ta asupra celor ce se zbat în greutăți, ispite, griji, boală și durere. Iisuse, vindecătorul cel minunat al tuturor bolilor, Iisuse, eliberatorul cel puternic al tuturor necazurilor, Iisuse, izvorul cel nesecat al milostivirii, Iisuse, scăparea cea sigură în vremuri de încercare, Iisuse, lumina cea strălucitoare în întunericul necazului, Iisuse, nădejdea cea vie în mijlocul disperării, Iisuse, izbăvirea cea tainică din lanțurile suferinței, Iisuse, alinarea cea dulce în durerea cea arzătoare, Iisuse, purtătorule de grijă, nu ne lăsa pe noi singuri în încercări. Iisuse, mângâietorule divin, întărește-ne în slăbiciunea noastră. Iisuse, izbăvitorule iubitor de oameni, adune sănătate și pace. Cu credință ne încredem în puterea Ta, Mântuitorule, știind că nu există obstacol pe care să nu-l poți depăși. Îndepărtează temerile noastre și dă-ne curajul să trecem prin valurile vieții. Întărește-ne să rezistăm în fața ispitelor și să înfruntăm obstacolele cu vrednicie, căci în Tine găsim puterea și izbăvirea noastră. Iisuse, călăuzitorul cel credincios prin întunericul nopții, Iisuse, păstorul cel grijuliu în mijlocul pericolului, Iisuse, lumina cea strălucitoare în fața necunoscutului, Iisuse, sprijinul cel sigur în mijlocul slăbiciunii noastre, Iisuse, răbdarea cea neînfrântă în mijlocul provocărilor vieții, Iisuse, încrederea cea de neclintit în fața dezamăgirii, Iisuse, bucuria cea nesecată în mijlocul tristeții, Iisuse, izvorul speranței în mijlocul deznădejdii, Iisuse, purtătorule de grijă, adune tăria să înfruntăm obstacolele, Iisuse, mângâietorule divin, izbăvește-ne din necazurile vieții. Iisuse, izbăvitorule iubitor de oameni, dăruiește-ne izbăvirea și biruința. Vindecă rănile trupului și alină suferințele inimii, făcându-ne să simțim mângâierea Ta divină în mijlocul suferințelor noastre. Îți aduc înainte necazurile și suferințele mele, știind că Tu ești mângâietorul celor întristați și izvorul milei și iubirii. Înconjoară-mă cu brațele Tale de iubire și îmbracă-mă în lumina Ta dumnezeiască, dându-mi puterea să înfrunt încercările vieții cu credință și încredere în ajutorul Tău. Iisuse, scutul cel de neînvins în mijlocul luptelor vieții, Iisuse, izvorul cel revărsat al milostivirii Tale, Iisuse, stânca cea tare în mijlocul furtunii, Iisuse, temelia cea sigură pe care ne clădim nădejdea, Iisuse, învățătorul cel înțelept în mijlocul confuziei, Iisuse, povățuitorul cel sigur în mijlocul îndoielii, Iisuse, prietenul cel credincios
în mijlocul singurătății. Iisuse, vindecătorul cel minunat al tuturor bolilor. Iisuse, izbăvitorul cel puternic al tuturor necazurilor. Iisuse, purtătorule de grijă, ajută-ne să depășim obstacolele. Iisuse, mângâietorule divin, vindecă-ne din suferințe. Iisuse, izbăvitorule iubitor de oameni, izbăvește-ne din necazuri. Doamne, în această rugăciune îți aduc înainte și pe cei dragi sufletului meu. Așează-ți mâna ta ocrotitoare asupra lor și veghează asupra vieții lor. Dăruiește-le sănătate, pace și fericire. Iartă-le greșelile și deschide-le calea spre mântuirea veșnică. Doamne Iisuse, cel ce ai pătimit pentru noi și ai înviat din morți, te rog să mă călăuzești pe drumul credinței și să mă înalți către sfințenia ta. Fă-mă vrednic de iubirea ta neprihănită și de bucuria ta veșnică alături de tine. Adu-ți aminte, Hristoase, de cei chinuiți de diavol, de cei singuri, de cei neputincioși, cei cărora li s-a stins speranța și bucuria. Întinde-ți mâna ta de milă și ocrotește-i, vindecă-le rănile și izbăvește-i de suferință. Fă-i să simtă prezența ta divină și iubitoare. Mântuitorule iubitor de oameni, coboară-te cu harul tău peste cei aflați în nevoi și dă-le puterea de a înfrunta încercările vieții. Prin rugăciunea aceasta, Doamne, pe care te rog să mă învrednicești să o spun 40 de zile, îți încredințez viața mea și sufletul meu. Primește-mă în brațele tale milostive. Ajută-mă, iartă-mă, scapă-mă și ocrotește-mă în toate zilele vieții mele. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă pace în sufletul și în casa voastră. Sper ca această rugăciune să-ți fie cu adevărat de folos duhovnicesc. Iar dacă vrei să mai rostești încă o rugăciune, aceasta este recomandarea mea.